Salut, salut! Sunt aici alături de voi pentru a face astăzi o etalare într-o singură variantă. Facem ceva așa la nivel colectiv, etalare de genul tu și el sau tu și cealaltă, la nivel colectiv, dar în același timp sper să vă regăsiți cât mai mulți, sper să găsesc mesaje pentru toată lumea și îmi doresc din suflet să luați de aici doar ceea ce se potrivește cu voi. Ce se potrivește cu situația voastră în acest moment. Nu exagerați, nu luați mesaje care nu se lipesc pe povestea voastră sau nu au nicio treabă cu ceea ce trăiți voi. Nu vă încărcați cu prea multe detalii, da? În cărțile de tarot, de obicei, căutăm confirmarea a ceea ce noi știm deja sau căutăm cumva o soluție la o problemă pe care noi o avem, mai ales când vorbim despre relații. Căutăm să cunoaștem, să aprofundăm puțin ceea ce noi știm deja într-o oarecare măsură, să ne protejăm în cazul în care apar evenimente sau ar putea apărea evenimente mai puțin plăcute, de aceea le precizez și pe acelea cât pot de mult. Nu pentru că urmează să se întâmple, ci pentru că ar putea să urmeze, că ați putea să vă protejați sau să luați măsuri să nu se întâmple acel lucru. Bun, sper că m-am făcut înțeleasă. Facem etalarea de tipul tu și el, tu și celălalt sau tu și ea. Haideți să vedem ce avem noi astăzi. M-am amestecat cărțile și în prealabil, dar am zis să le mai amestec puțin. Și facem în felul următor. Prima dată vreau să scot energia ta. Întotdeauna eu, nu știu, așa am obișnuit, să te pun pe tine pe primul loc, tu cel care asculți, că până la urmă urmei tu ești persoana importantă pentru mine. Și avem aici puterea pe partea ta. Tu, împărăteasă, energie feminină, posibil, da? Dacă ești energie masculină, atunci tu s-ar putea să fii acest leu. Poate că ai marcaje puternice pe leu, dar nu neapărat. Puterea ce înseamnă? Curajul. Curajul de a depăși anumite situații, îndrăzneală. Înseamnă dorința ta de a rezolva într-un mod plăcut, pentru că avem puterea pe alb, într-un mod plăcut, orice situație dificilă care vine în viața ta. Calmitate, ești un mentor foarte bun, poate, ești un lider foarte bun, știi să vorbești mulțimilor, știi probabil să îi îmblânzești pe cei din jurul tău, să-i faci să înțeleagă anumite lucruri și tot așa. Hai să vedem energia celui sau celei de care tu întrebi în acest moment și aș vrea să las cărțile să vină singure, Marea Preoteasă. Ok, amândoi aveți o energie frumoasă, amândoi aveți o energie bună pentru că și pe partea ta și pe partea lui cărțile a venit pe alb, el probabil că este un pic mai rezervat, mai tăcut, mai retras, nu prea știi ce se întâmplă acolo, mai secretos, Marea Preoteasă vine cu secrete, cu lucruri ascunse, vine cu o intuiție foarte bună, probabil că așa este el sau ea în acest moment, dar este și o distanțare. Marea Preoteasă vine și cu o oarecare distanțare, o răcire a sentimentelor într-o oarecare măsură. Aici avem marcaje puternice pe leu, iar aici avem marcaje puternice pe pești. Pe pești. Iar la capătul cărților avem faetonul care vine pe negru, adică o relație care nu mai merge, o relație care tinde să o ia unul în stânga, unul în dreapta, să se strice, să se rupă carul, să, da, căruța asta, să... Sunt multe diferențe între voi doi, poate, diferențe de opinie, în primul rând, diferențe de, nu știu, vârstă, poate, sau cultură, sau orice ar putea fi, dar sunt niște diferențe, da, aici. Și asta duce la o separare. Nu înseamnă că unul are dreptate și celălalt nu, sau că
unul este mai bun decât celălalt. Nu, ci pur și simplu din cauza diferențelor dintre voi doi, și o să las aici cartea asta, atunci lucrurile se strică. Pentru că dacă unul vrea în stânga și unul vrea în dreapta, nu e bine. Dacă unul vrea un lucru și celălalt alt lucru, iarăși nu e bine. Dacă tu vrei, de exemplu, în vacanță să mergi la munte și el insistă că vrea la mare, nu ajungeți niciodată nicăieri. Unul trebuie să lase un pic de la el întotdeauna într-o relație, unul trebuie să lase de la el, iar după aceea celălalt și tot așa. Pentru a face ca lucrurile să meargă. Dar aici se pare că niciunul nu vrea să lase de la el. Ok, am pus 3 cărți pe masă și am vorbit 5 minute, e bine și așa. Hai să vedem. Tu, el sau ea. Tu, celălalt, tu, celălalt, tu și celălalt. Iar între voi doi vreau o singură carte momentan. Și haideți să vedem la nivel mental cum vă conectați unul cu celălalt și avem așa, tu ești regele de cupe sau tu l-ai în minte pe el ca fiind regele de cupe. În cazul în care ești energie masculină, probabil că este energia ta. Te gândești la el că este prea moale, te gândești că este prea iubăreț, să zic așa, prea pentru un bărbat e prea moale, cam asta te gândești probabil, mai ales că avem aici Marea Preoteasă și mai ales că poate fi vorba despre o zodie de apă, da? Prea mult sentiment, prea mult, tu ești mai pragmatică de data aceasta sau na, energia celui care mă ascultă este un pic mai dur, așa, mai... Pe când celălalt e prea soft, da? Mai poate fi aici o legătură între o zodie de apă și una de pământ. De obicei, zodiile de apă și de pământ merg foarte bine împreună. Se completează așa unul pe celălalt. Cum te vede el sau ea pe tine, la nivel mental, el are... O să mă adresez ție ca fiind partea feminină, dar dacă sunteți și bărbați, atunci pur și simplu imaginează-ți că e vorba despre o ea, nu despre un el. Ok? Cum te vede el pe tine acum? Cavalerul de monede. Cavalerul de monede e foarte serios, este cel mai serios dintre toți cavalerii, dar se mișcă încetuț, așa să zic. Da, se mișcă mai încetuț. Sunt aici niște măști, totuși, sunt niște ascunzișuri, aș putea să spun. Poate că în mintea lui, în acest moment, nu are gânduri rele. Clar că nu văd gânduri rele aici, ci pur și simplu îl văd mai rezervat, îl văd mai închis, mai... Parcă este greu să se exprime, parcă este greu să vină, da, cu idei noi. Nu are atât de mult curaj cum ai tu, nu are atât de mult flair, nu are atât de multă carismă cum ai tu și na, tu ești un pic mai zvăpăiat, așa să spun, în această perioadă sau în relația dintre voi doi, tu ești cea care întotdeauna iei inițiativa, care vorbești, care îți dorești, care vrei să faceți ceva împreună, pe când el este așa mai retras, mai cu minte, mai așa simt eu energia acestei citiri astăzi. Dacă simți tu că nu ți se potrivește, probabil că nu este pentru tine sau mesajele vin un pic mai târziu. Ce vă doriți unul de la celălalt? 4 de monede la tine și la el este un 7 de cupe. Da, el este ca și cum nici nu știe ce vrea. Probabil că este genul de om care atunci când este întrebat ceva, tot timpul spune, păi nu știu, cum vrei tu, fă cum vrei tu, nu mă interesează, tu poți să alegi. Pe când la tine văd un 4 de monede aici. Tu probabil că ai oarecare încăpățânare. Energia poate fi și invers, să știți. Deci e posibil în unele cazuri să vă regăsiți pe partea aceasta. Văd aici oarecare încăpățânare, poate că tu vrei să strângi niște bani, poate că tu nu vrei să renunți la un anumit lucru și cer părerea, el nu știe ce, dacă vrea sau nu vrea acest lucru. Mai văd aici o combinație între Capricorn și Scorpion. Hai să vedem mai departe ce simți tu, ce simte el. Amândoi simțiți, iaute, tu simți 5 de monede, el 3 de spade. Ce înseamnă asta? Tu simți
frustrare, nervi, parcă te scoate din săriți, parcă te irită fiecare lucru pe care el îl face în această perioadă. El simte durere, parcă el este o femeie, nu știu cum să spun. Parcă el a luat rolul feminin și tu pe cel masculin, cam asta simt aici. Parcă tu trebuie tot timpul să inițiezi absolut tot, pe când el este așa mai plăpând, mai moale, mai tăcut. Orice ar face, ai impresia că are o rană în suflet despre care probabil că nu vrea să-ți vorbească, nu spune mare lucru, Marea Preoteasă și Treiul de Spade, e o durere în interiorul sufletului, este o tăcere pe care o duce așa poate de multă vreme. Pesimism mai simt aici la el, da, o durere așa pe care tu nu o înțelegi în acest moment. Pe tine pur și simplu te enervează, pentru că cinciul de monede vine ca și o stare de nervozitate, pe când treiul de spade vine ca o durere profundă în suflet. Dar pe tine te enervează cumva starea lui, pentru că tu ești plină de viață, plină de optimism, vrei să faci ceva, tu îți dorești multe lucruri, pe când el stă parcă și nu știe ce vrea, își plânge de milă, se mișcă foarte încet, parcă de-abia reușești să-l scoți din casă, de-abia reușești să-l scoți din pat, doarme foarte mult, poate, sau e tot timpul așa indecis, nu știe ce își dorește, pentru că are o rană aici în suflet, să știe, are o durere puternică și deocamdată nu știu de ce, dar o să clarific treiul ăsta de spade. Tu, regina de cupe, el, optul de monede, da. Tu vrei dragoste, tu vrei iubire, vrei să, nu știu, să trăiți viața altfel, pe când el se bagă aici în muncă. Energia ta, ești tu cumva așa plină de viață, dar totuși, cu regina de cupe, cred că ai planete și în zodiile astea de apă, câte în cap, sau poate că și tu ești o zodie de apă, iarăși o combinație aici între apă și pământ, fecioară și orice zodie de apă, rac, pești sau scorpion, da, o combinație cumva bună, zic eu, da, pentru că, dar tu ai planete multe și pe foc, leu, 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 capricorn, pe când el, apă, apă și aer. Interesantă energia dintre voi și între voi doi, lumea. Poate fi o distanță, poate că totul se încheie așa ușor, ușor, într-un mod natural. Adică, vezi tu, carul triumfal aici a venit invers, este ca și cum dacă unul merge în stânga, unul merge în dreapta, oricât de mult v-ați iubi voi doi, este destul de greu să duceți această relație până la capăt, da? Se cere un nou început, vezi tu, în mijlocul acestei cărți, avem aici Cartea Nebunului. E ca și cum se cere un nou început, se cere altceva, se cere o schimbare, o nebunie, așa cumva, între voi doi, o aventură, ceva acolo ca să vă dea un pic de trezire, știi? Parcă lumea între voi. În alte cazuri e vorba despre o distanță, o distanță destul de mare. Carul triumfal și lumea, vorbim aici și despre o distanță. Adică tu ești în România, de exemplu, și el este, nu știu, în America, da? Și e destul de greu să vă vedeți și atunci, oricât de mult vă iubiți voi doi, dacă lucrul ăsta nu se rezolvă, relația asta nu duce nicăieri, știi, ceva de genul ăsta. Duce pentru o perioadă, un an, doi, trei, cinci, dar până la urmă, da, lucrurile tind să se rupă pentru că nu există contactul fizic care ajută o relație să evolueze. Bun, vreau să clarific puțin aici la el, în primul și în primul rând, acest trei de spade. Vreau să văd despre ce este vorba și avem temperanța. Păi, da, este o rană sufletească care tinde să se vindece ușor, ușor. Treiul de spade și temperanța și carul triumfal. Da, e vorba de distanță, e vorba de drum, e vorba despre voi doi, durerea o are în suflet din cauza energiei dintre voi doi, din cauza unui drum, din cauza acestei călătorii sau drum, da,
când este liniștit, când nu este, deci cam asta e energia lui. Și avem aici regele de monede, da, pentru că el și-ar dori stabilitate, iar această stabilitate deocamdată nu există între voi. Eu cam asta văd aici, că această stabilitate nu există. Probabil că el și-ar dori, da, cu regele ăsta de monede, și-ar dori să poată sta serios în această relație, să-și ia rolul acela de soț, să zic, sau na, persoană care să-ți poată oferi ceva pe lungă durată, nu să fie așa ceva doar du-te vino la tine. Cinciul de monede, șaptele de spade, tu ești un pic așa în energia asta, parcă ți-e teamă, parcă atunci când el nu prea vorbește, vezi, tu te gândești că mai există o altă energie feminină sau că mai există o rivală aici, dar te uiți în direcția total greșită, ești un pic geloasă, poate ai niște suspiciuni în legătură cu el. Te gândești, pentru că ai aici și regele de cupe și regina de cupe, probabil că tot te gândești, da, dacă într-adevăr există iubire între voi, într-adevăr lucrurile sunt așa cum tu crezi. Și aici văd regina de monede, tu ești o regină de monede, vedeți cumva este foarte similară energia dintre voi doi. Gândurile voastre sunt ca în oglindă, da, aveți total aceeași energie, deci amândoi vă doriți ceva serios, amândoi vă doriți ca relația asta să funcționeze, să meargă, să fie totul bine și totuși sunt aici niște lucruri care trebuie să rezolvate între voi doi, cum ar fi distanța, dacă ea există, sau diferențele astea de opinie și de ție ți-e teamă că el ar putea avea pe altcineva, probabil tu, na, cam asta ai în minte, dar nu văd altă persoană, ci pur și simplu îl văd total debusolat. Foarte profund, băgat în munca lui, lucrează foarte mult, optul ăsta de monede arată faptul că încearcă să construiască ceva pentru viitor, încearcă să se pună pe picioare, să zicem așa. Bun, vreau să mai clarific și lumea aici un pic. Lumea și spânzuratul, distanța dintre voi doi și regina de cupe. Parcă totul depinde de tine, vezi tu? Totul depinde de ceea ce tu oferi, de dragostea ta, de răbdarea ta, de câtă răbdare ai tu cu această persoană. Știu că o să spuneți, dar m-am săturat, câtă răbdare să mai am, că l-aștept de 5 ani. Păi acum depinde și de relație, pentru că tu degeaba îmi spui mie că el nu ți-a mai scris ție de 5 ani și l-aștept de 5 ani, că atunci probabil că nu-i pentru tine acest mesaj. Clar, aici el momentan se simte așa prins. E ca și cum nu poate să facă absolut nimic, nu poate să evolueze, nu poate să miște în front, stă acolo nemișcat. Și-ar dori libertate, și-ar dori libertatea de mișcare pe care numai tu i-o poți oferi. Acum nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta, probabil că multe lucruri depind de tine în această relație, din câte observ. Și cam aia e treaba. Dar da, eu văd iubire aici între voi doi. Ok, și mai vreau o carte. Ce mai avem aici? Un 10 de spade. Da, știți cum e 10 ăsta de spade? E ceva de genul totul sau nimic. Lucrurile se îndreaptă sau se termină, știi? E o chestiune de timp aici între voi doi, clar, până când apare un rezultat pozitiv sau negativ. Parcă o relație care începe deja să se ducă așa ușor, ușor. Da. Timpul nu îmbunătățește lucrurile, ci din contră, pentru voi, din câte văd, timpul n-aș zice că strică, dar cam pe acolo. Pentru că tu nu poți sta mult în această poziție a spânzuratului, da? Tu trebuie să te miști. Cu cât stai mai mult așa, cu atât ajungi mai mult în 10 ăsta de spate. Adică cu cât există mai mult blocaj între voi, cu atât relația asta se îmbolnăvește, se duce, știi, ușor, ușor. Pentru că stând în poziția asta, automat că ușor, ușor, da, te duci la vale. Dar cam aia e ideea. Deci dacă nu există o rezolvare în cel mai scurt timp, atunci lucrurile tind să se rupă aici între voi, să se încheie într-un mod natural. De ce? Pentru că nu este că vrea el sau că vrei tu, ci pur și simplu vine de la sine lucrul ăsta.
Aici mai e și un mesaj pentru, na, persoanele care așteaptă de foarte mult timp, cum ar fi ani de zile de când persoana asta nu ți-a mai dat niciun semn de viață. Deci automat că dacă nu ți-a mai dat niciun semn de viață și nu ți-a mai răspuns, atunci relația o poți considera încheiată. De fapt s-a încheiat de foarte mult timp. Numai că tu ai rămas prins acolo sau prins în acea energie. Ceea ce nu este plăcut deloc pentru tine, mă gândesc. Bun. Vreau să scoatem de aici un sfat pentru tine înainte de a încheia această etalare. Să vedem, n-am mai folosit de ceva timp acest oracol. Se pare că ai un protector, cineva te protejează pe tine, ești în siguranță și ești protejat tot timpul de cineva. Ce mai apare aici? Porumbelul păcii, ia o pauză, respiră, ia-o mai ușor. Da, aici te văd destul de agitată, nervoasă și mai vreau o singură carte. Pasiune. Urmează-ți pasiunea. Deci, indiferent ce vrei să faci, ia-o ușor, dar nu bate retragere sau nu încheia dintr-o dată brusc lucrurile, ci pur și simplu fă-le cu pasiune, fă-le cu dragoste, indiferent ceea ce vrei tu să, de ce vrei tu să faci, dar gândește fiecare pas. Da, încearcă să adaugi un pic de strategie în ceea ce-ți dorești tu să faci de acum înainte. Nu te arunca nici așa, știi, să iei decizii din astea pripite, pentru că eu aici cam asta văd, un pic de impulsivitate, cumva, ci pur și simplu fă-le așa, într-un fel în care să știi ce urmează, știi? Ca la șah, când știi următoarea mișcare, să intuiești următoarea mișcare, să ți-o programezi, să știi exact ce vei face. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apreciați acest video. Mă ajută foarte mult pentru că YouTube-ul îl arată mai multor persoane în momentul în care tu îl apreciezi. Să știți că și un dislike mă ajută, nu doar un like. Așa, pentru cei care mai arunc acolo, am 3-4 persoane care la fiecare video îmi dă așa cât un dislike, dar nu e o problemă și ăla mă ajută. Bun, vă mulțumesc, haideți, numai bine, ceau, ceau!